se pune foarte multă presiune pe copii foarte mici, ca și cum responsabilitatea relației dintre mine, părinte, și el, copilul meu, e pe umerii lui. Tu vezi treaba asta ca fiind ceva? Asta e observația mea. O dau mai departe la tine. E foarte faină observația ta. Acum, în timp ce vorbeam, mă gândeam la încă o mare transformare care s-a întâmplat în viețile noastre, în felul în care noi am fost educați, generații întregi, și ce se întâmplă odată cu noi devenind părinți sau poate cu o generație în urmă, dar foarte recent în istoria noastră. Majoritatea abilităților pe care noi le-am învățat copii fiind, n-au venit neapărat de la părinți. Pentru că noi creșteam în grupuri mult mai largi de oameni. Și la sat, și la oraș, aveam foarte multe modele în jurul nostru, inclusiv copii, și învățam să scriem, să citim poezii, să mergem pe bicicletă. Foarte multe lucruri le învățam, nici nu mai ține minte de la cine, de la mai mulți oameni, mai mulți copii. Și cumva munca asta a părinților de a da mai departe comportamente sănătoase sau care să ne ajute într-o autonomia noastră, erau mult reduse, pentru că eram mult timp singuri, deci trebuia să ne descurcăm. Or, treaba asta nu se mai întâmplă acum. Tocmai pentru că familiile s-au micșorat numeric, copilul are un model, că sunt și multe familii monoparentale, două modele, poate trei dacă avem o bunică sau o bonă acolo, și atunci acești oameni au de transmis copilului foarte multe abilități, cunoștințe și de multe ori verbal, pentru că nu are șansa copilul să observe anumite comportamente cât să le învețe prin copiere. Și asta devine mai dificil și atunci așteptările noastre sunt ca un copil să știe lucruri foarte repede, foarte devreme, fără să ne fi luat timp să le învățăm, să-i învățăm, de fapt să le predăm, pas cu pas, încet, încet sau prin exemplul personal.